Atenție! Activitățile economice aduc beneficiu omului, dar, de cele mai multe ori, afectează mediul înconjurător. Trebuie să avem grijă ca impactul activităților noastre asupra mediului să fie unul cât mai redus. Să dăm exemplu de câteva activități umane care afectează mediul. În activitățile agricole, omul folosește substanțe și îngrășăminte chimice pentru a spori șansele de a avea culturi bogate și sănătoase. Acestea însă duc la degradarea și contaminarea solurilor. De asemenea, dacă nu irigăm corespunzător solurile, fertilitatea acestora va scădea și nu vom mai putea cultiva nimic pe ele. De-a lungul timpului, activitățile industriale au avut impactul negativ cel mai ridicat asupra mediului înconjurător. Exploatarea resurselor duce la distrugerea imaginii unor peisaje naturale și a habitatului anumitor specii de plante și animale. Arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunii, gazele naturale și petrolul, duce la poluarea aerului și creșterea numărului de persoane cu boli grave ale plămânilor. Am putea înlocui cărbunii, petrolul și gazele naturale cu surse nepoluante de energie, cum sunt energia solară și eoliană. Produsele din plastic sau ambalate în plastic ajung să polueze atât solurile cât și apele, punând în pericol viața multor vietăți și afectând imaginea unor peisaje naturale. De aceea, este important să folosim ambalaje biodegradabile care se descompun ușor în timp și să colectăm selectiv deșeurile în vederea reciclării. Defrișările duc la distrugerea habitatului unor specii de plante și animale, degradarea terenurilor, precum și la scăderea calității aerului. În activitatea turistică, călătorii, excursii și plimbări, omul nu are întotdeauna grijă de natură, lăsând adesea în urma lui gunoaie. Acest lucru pune în pericol viața speciilor din zonele respective și afectând imaginea peisajelor naturale. De aceea, este foarte important să depozităm corect gunoaiele oriunde am merge. Acum îți propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Fă o listă cu activitățile umane care afectează mediul în localitatea ta. Eu îți mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire îți doresc sănătate și succes!